Yo que te voy. Bonito. Da. Deci, Mărica, noi gândindu-ne să găsim mulțimea B, ne-am lovit de nevoia de a calcula suma asta. 17 plus 20 plus 23. Ne-am propus să o facem deoparte, că nu ne-a fost chiar comod să o descoperim. Și am plecat 17 plus 20 și l-am descompus pe 17 ca 3 ori. De ce ca 3? Pentru că din 3 în 3 termene cresc, da? Și atunci 17 plus 3 ori 5 plus 2, 23 ori 6 plus 2. Am muncit destul de mult, cei cu 3 am scos pe 3 în factor comun, al de 2 i-am pus la sfârșit și acum ar trebui să calculăm suma asta care... Ok, am o întrebare. Tu înainte chiar ai pus, ai vrut să pui 1424, că ai crezut că era suma? Sau ai pus și tu mai... Nu, am știut suma. Am știut suma 1417. Am scăzut-o pe 1424 și zic să-mi rămâne ceva sus. Aha, deci, ok. M-ai întrebat să-ți răspund. Am zis să-mi rămână ceva, un număr care să admite divizori, încât să încep să aflu divizorii acelui număr. Ei, okay. Deci, diferența este de 7, nu? Între 24 și 17. De 7. Deci am gândit divizorii lui 7. Da, de 7. Da. Aici, în colțul ăsta, când am lucrat, ca să-ți răspund, am calculat suma. Primul plus ultimul. Primul plus ultimul și mi-a dat 109. Oricât sunt ei, cam știu o șmecherie pe care o descoperim acum. Toată povestea e primul plus ultimul. Oricât sunt ei, deci primul plus lor, ultimul, totul ori. Cit cu numărul de termeni. Câți termeni sunt? Da. Și restul, adică. Și după aceea împărțim la 2. Și împărțim la 2. De ce la 2? Pentru că sunt grupe. Folosim câte 2 la grupă. Câte 2 la grupă. Și deci, dacă practic, era 1, atunci. Bine, nu prea mai avea sens să facem împărțirea. Nu, împărțirea se face la 2, Măriuca, din cauza că noi folosim 2 termeni. Ah, da, ok. 2 termeni, primul plus ultimul, 2 termeni. Și deci, din numărul total, scădem la jumătate. Și de ce împărțim la 2? Deci, nu mulțim cu 26, știi că sunt 26 de termeni. Nu, înmulțim cu 26, dar pe urmă împărțim la 2, pentru că numărul de termeni e la jumătate. Din cauza că am făcut perechi de acestea, dar din doi în doi. Asta e motivul. Câte doi termeni am folosit pentru formarea unei grupaj de asta, unei perechi. Am crezut că ai pus 2 jos, că era aici plus 2 de aia. Nu. Deci asta e motivul. Fiindcă, uite, primul plus ultimul, 17 și cu 20 și cu 89 sau cu 92 fac 100. Dar câți termeni? Nu 26, ci jumătate din ei. Deci numai 13. Vezi? Numai 13. Primul plus ultimul, am făcut 2 termeni și dimulțim cu 13. Că sunt 13 perechi de 109. Vor fi numai 13 perechi. Și ne duce exact la răspuns. Deci acum, exact ce mă gândeam acum să definitivăm, să clarificăm, este următorul lucru. Noi putem face orice sumă de acum. Nu mai descompunem la și muncim pe acolo și să vedem câți termeni. Putem ataca direct problema. Adică direct în sensul că numai să știm că toți termenii au o creștere uniformă. Ori din 3 în 3, ori din 4 în 4, ori din 5 în 5. Să fie sănătoși. Adunăm pe primul plus ultimul, înmulțim cu numărul lor, dar rămâne o problemă să știm numărul lor. Deci, singura necunoscută în raționamentul nostru este cum aflăm numărul de termeni dintr-o sumă. Aici ne-am blocat.
Da. Haideți să scriem așa. Scrie formula șmecheră de calculul unor sume Gauss. Scriem așa. Aia continuă mulțimea? De acolo, dar după aceea ne ducem la... Și după ce am fixat chestiunea asta cu formula, urmă ne ducem și la mulțime și terminăm mulțimea. Că tot suntem aici, în problema asta. Asta e, dacă vrei, miezul lecției de astăzi. Spune-mi așa, formula... Nu cumva totul a fost miezul lecției, în fine... Deci parcă totul a fost construit așa fel încât să ne lovim de această formulă și să încercăm să o punem la punct. Tu ești cel care a construit-o. Așa, m-am gândit la treaba asta ca astăzi să avem pus la punct la sfârșitul zilei formula de calcul a unor sume. Deci... Formula de calcul a unor sume Gauss. Formula de calcul a unor sume. Așa. Gauss. Cu doi dise. Gauss, da? Cu doi dise. E englez. E englez? Cred. Poate, poate ai dreptate. Cred că e englez, dacă ar fi fost francez, au U să se știu O. Și să citim Gauss. Gauss, da, e englez. Tu știi franceza? Eu? Da. Cum, dar nu știai că vorbești franceză curent. Îl parlești în engleză. Eu vorbesc curent pe stradă când mă găsesc cu cineva pe aici în Bacău, numai franceză cu vorbesc. Hai să facem lecții mai departe. Deci formula de calcul... Am învățat-o, mă, la mine, acolo, din satul meu, în Frumușelul, numai în franceză acolo vorbesc. Gata, hai. Formula de calcul a unor sume Gauss. Și... Spune așa, primul pas plus a plus da ultimul primul plus ultimul, în paranteză, înmulțit cu numărul lor, numărul termenilor. Termenilor. Așa. Termenilor. Supra 2. Ok. Problema este să aflăm numărul termenilor. Numărul termenilor. Cum aflăm noi numărul termenilor? Aici suntem blocați. Câți am spus că sunt în formula 17? În suma asta. Știm că i-am numărat. Știm, am găsit tehnica. Deci de la 17, Mărica, de la 17. Ultimul minus primul. Da. Plus 1. Da, când sunt unul după altul. Când sunt consecutivi, ai dreptate. Deci, dacă luăm așa, 7 plus 8 plus 9 plus 10, când sunt consecutivi, deci sunt la depărtare de 1, înseamnă așa, cum ai zis tu, 10 minus, înseamnă 10, numărul termenilor. Aici, număr termen. Înseamnă ultimul 10 minus 7 plus 1. Da? Și atunci ce am făcut? Așa e și spus. Da. Dar asta când ei sunt consecutive, adică nu sunt pesărite.
cum îs acolo. Acum, ca să înțelegem, hai să vedem când sunt din doi în doi. Uite, 2 plus 4 plus 6 plus 8. Tot 4 termeni sunt. Dar dacă fac 8 minus 2, deci 8 minus 2, mi-ar da 6 termeni. Nu, că 8 minus 2 fac 6. Însă, totul, pun într-o paranteză, împărțit la 2, că sar din 2 în 2. Deci faptul că ei sar din 2 în 2, împart la 2. Și pe urmă plus 1. Dacă săreau din 3 în 3, împărțit la 3. Asta-i. Deci în cazul nostru trebuie să împărțim la 3 și pe urmă la sfârșit 1. Deci în cazul nostru, numărul termenilor înseamnă așa. Vorbește tu. În cazul sumei acelea, numărul termenilor, să vedem dacă rețeta e bună. 92. Ok. 92 minus 17. Împărțit totul la... Minus 17. Împărțit totul la 3. Da. Și plus 1. Plus 1. Ia vezi, 92 împărțit la 17. În final trebuie să ne dea 26. Ia să vedem, este adevărat. 92 minus 17, scădem. 7 din 12. 7 din 12, 5. Da. 8 din 7. 75 împărțit la 3 plus 1. 75 împărțit la 3? Deci de 2 ori, eu vin vreo 6, coborăm 1, de 5 ori plus 1. Deci 25? 26, ai avut dreptate. Excepțional. Asta e tehnica, gata. Nu mai pierdem timp cu descompunerea 3 ori plus 2, 3, nu știu ce. Asta e pierdere de timp. Avem formula asta deșteaptă, primul plus ultimul, ori numărul lor. Toată povestea este să găsim numărul lor. Și îndată știm exact, aplicăm formula și găsim suma aceea în 2 timp și 3 mișcări. Deci în 2 timp și 3 mișcări de formula asta este nemaipomenit de interesantă. Hai să facem o sumă așa, la întâmplare, să vedem, să vezi ce interesant ar fi. Să zicem din 4 în 4. Să plecăm de la... hai să zicem de la 24, apoi... plus 28, deci multipli de 4, 24, 28, plus puncte, până la 400. Deci adunăm 24, 28, 32 și așa mai departe, puncte, până la 400. Suma asta cu cine este egal? După șmecheria noastră de acum. Ok. 400 minus... Nu. 24 plus 400. 24 plus 400. Primul plus 1. 24 e același lucru. Da. Ori... Acum numărul termenilor. Acum numărul lor. Ok. 400 minus 24... Așa, chiar scriem numărul lor egal cu 400 minus 24, în paranteză împărțit la cât? Împărțit la 4. La 4, că s-ar din 4 în 4, plus 1. Deci plus 1, asta e rapid. Ultimul minus ultimul,
ultimul minus primul, împărțit la 4 din cât în cât sar, plus 1. Ia să vedem cât ne dă. 400 minus 24? 376. 376 împărțit la 4 plus 1. Și egal cu? Da. Hai să facem împărțirea la 4 fără să facem desfășurat. Okay. Care ar fi cel mai apropiat? Fi ori 9. 9 ori 4, 3, 6. Rest 1. Coborăm pe 6, 4. Deci 94. 94 și cu plus 1? Deci numărul total e 95. Iarăși ceva cu 5. Da, s-a întâmplat să fie. Deci ori numărul lor, adică o spun ori 95, că am aflat, 95, totul supra 2. Și cam mai departe cât? Cu. Continuăm. 24 și cu 400? 24 și cu 400, 424. Deci 424 ori 95, totul supra 2. Și egal mai departe cu. Care s-ar împărți prin 2? Care din cei doi factori? Doar primul. Primul, dar nu, și numai primul și numai unul din ei trebuie să împărțim. Nu împărțim pe amândoi. Nu? Știi bine? Unul din ei, că dacă și pe celălalt, chiar dacă s-ar fi fost, dacă ar fi fost aici și 96, să zicem, în loc 96, nu, ne decideam doar la unul din ei, prin unul din factori să-l împărțim la doi. Dacă era de ce? De ce? Pentru că da. De ce? Dacă contează, de exemplu, dacă era 96, conta din care... Nu! Nu! Nu are importanță. Important este că nu facem împărțirea ambilor la 2. Că atunci, de fapt, am împărțit la 4. Dar de la fel dacă împarți la oricare? Dacă, de la fel dacă îl împarți pe oricare din ei. Da, pardon. Da, pe oricare din ei, sigur că da, ia gândește-te, că la urmă urmează să fie înmulțit, fie ăsta care a fost micșorat de două ori și ăsta a fost lăsat pe loc, sau celălalt micșorat de două ori. Este același lucru în final. O să facem un experiment, un exemplu. Totdeauna cu exemplu ieșim din încurcătură, dacă ceva nu ne este clar. Și acum 424 împărțit la 2 egal cu? 4 împărțit la 2. 4 împărțit la 2, 2. Da. 1, 2. Da. 212. Ori 95. Și 212 ori 95. Bine, fac eu repede asta. 2 ori... sau... 5 ori 2 e 10. 1 știi minute. Ce răspuns aștept? Hai să văd ce răspuns aștept. Păi hai zi. Bun. Ca și cum ar fi 100. Și 100 ori 212 pun 2 zerouri. 21. Cam 20 de mii. Nu e chiar 100. E 95, deci de 5 ori. Cam în jur de 20 de mii aștept. 6. Ok, 10, 10, 0, 9, 2, 18, 19, așa, 0, 14, 1, 1. Deci, cât ai zis că îți dă? În jur de 20.000 aștept eu. Sau până în 20.000 aici. M-am speriat degeaba. Cât ți-a dat?
Stai, ok. Stai un pic. Ok, nu e corect, e corect. 20.140. Ai văzut? Păi am pus din greșeală 3 și m-am speriat. Da. Deci, Mărica, învață această treabă rapid prin evaluare, pentru că știi sigur cam unde bate răspunsul. Că dacă cumva s-a strecurat o greșeală, atunci tu spui, stai, nu-i bine. Deci eu am 95 aproape de 100 și atunci am pus două zerori, 21.200 și cum de 5 ori mai puțin am aici, de 5 ori câte 2000, de câte 212, am spus mai scadă 1000 și ceva, 1000 și. Și din 21.200, dacă a scăzut 1000, deci mi-a rămas cam 2000, 20.000, da? 20.000. Deci în felul ăsta e valoarea, dacă o faci, te ajută foarte, foarte mult. Eviți eventuale greșeli. Bun. Hai să recapitulăm încă o dată. Deci în clip, momentul de față, orice sumă care ți se dă, cu ideea asta foarte importantă, termenii să fie aranjați, dar toți termenii. Nu unul să sară din o bucată din 2 în 2 și pe unul să înceapă din 3 în 3. Nu. Deci să fie totul până la capăt, toată suma cu aceeași creștere. Fiecare din cel din față, punându-i aceeași cantitate, 4 de data asta am hotărât. Deci am plecat la 24 și m-am dus 28 și așa mai departe și m-am obținut la 400. Dar de ce nu m-am oprit eu la 399? Că n-ai vrut. Nu, că nu îndeplinea calitatea asta. Dar vei spune tu, dar cum am făcut eu așa de m-am dus așa de aproape, aproape și aș ști cu ultimul e tot unul deștept. Ești robot. Nu poți să răspunzi, nu? Ești robot. A, sunt eu robot? Nu, nu, alt motiv. 24 de ce tip a fost? Împărțit la 4, s-a făcut împărțire exact la 4, 6, nu? Da. Da, 28. 28. Împărțit la 4. 28 împărțit la 4. Șapte, nu? Șapte. Șapte ori 4, 28. Nu știu ce, de ce nu-mi vine în minte. Da, era eu un pic blocată, te-am văzut. Era deșteptat, dacă 24 împărțit la 4 fac 6, 28 este următorul, când cu 4 în plus. Deci merge de 7 ori. Da? Care ar fi următorul care ar trebui scris aici, obligatoriu, ca să fie de modelul ăstora? După 28. Ceva să aibă 4, ca un divizor. Obligatoriu, creșterea. 4 divizor. Deci se împarte la 4, adică 32. 24 plus 4, 28. 28 plus 4, 32. Următorul cât ar trebui să fie? 4 ori 8. 4 ori 8. 4 ori 8, 32 l-am spus. A, următorul. 4 ori 9, adică 36. 36. 40, 44, 48 și așa mai departe. Și ultimul, deci v-am spus repede 400, pentru că m-am gândit la 4 ori 100. Deci multiplul de 4 trebuie să fie, fără să dea restul 1 sau 2. Că dacă vreau să dea restul 1 sau 2, 1, să zicem, plecam de la altă sumă, de la alt termen. Ia să văd cum construiești tu o sumă tot din 4-4, plecând de la unul care la împărțirea la 4 dă, la împărțirea la 4 dă restul 1. Dă un număr care împărțit la 4 să dea restul 1. 401?
Cât? 401. E plecat de la 401. Foarte bine. 401 plus. Și du-mă până unde vrei tu, dar tot așa să fii de deștept, încât împărțit la 4, să dea restul 1. 16... nu, 1601. 1601, corect. 1601. Gata. Am rezolvat tema. Deci este un model de termeni așezați, e da 401. Și care ar fi următorul? Ia să văd. După următorul termen după 401. 400? 405. 405, sigur, prin un 409 și așa mai departe. Și vedeți până la 1601. E în 4 în 4 și ardea... Sunt de 4 în 4, sunt deștepți. Toți au calitatea că împărțiți la 4 de restul 1. Este cu o construcție foarte bună. Și să vedem în momentul de față câți termeni ar fi. Ai putea să afli câți termeni? Trebuie, știi că îți trebuie numărul de termeni. În minte nu prea pot să... Deci... Păi da, numărul de termen egal. Din ultimul, da. Cădem pe primul, avem așa. Deci... Numărul N, R, R, termen, da. Egal cu... Vorbește tu. 1601 minus 401. Eu zic că de... 1200. Așa, punem în paranteză tot împărțit la 4, știi, nu? Deci tot împărțit la 4 plus 1. Că am zis numărul de termen egal. Dacă am zis numărul de termen egal, păi trebuie să scriem tot ce înseamnă numărul de termen, relația care îmi dă. Ultimul minus primul împărțit la rații, hai să zic rații asta. Să o numim rații din cât în cât cresc. Împărțit okay. La rație, la 4 plus 1. Și face, așa cum ai spus, 1200. Ca să, plus 1 ca să... Că dacă nu facem cu plus 1, doar aflăm câți de plus sunt. Așa, ai văzut. Aflăm câți de plus sunt, dar noi pe primul termen care nu-i legat, n-aflăm. Nu ne interesează cât de plus sunt, ne interesează... Numărul de termeni. Da. Uite, îl pierdem pe primul termen. Dacă nu, îl pierdem pe primul termen. Pierdem un termen. Și 1200 acum împărțit la 4 plus 1. Primul sau primul? Poftim? Ar putea să fie să pierdem pe primul. Am zis și eu. Primul. Am zis că îl pierdem pe unul din ei în final, ca număr de termen. Asta am vrut să spunem, da? Dar de regulă zicem că îl pierdem pe primul că ăsta nu mai este legat cu plus din față. Nu mai are niciun plus acolo. Și acum 1200 împărțit la 4 face 1200 împărțit la 4 face, deja știu, 300. 300 plus 1 egal cu 301 termen. Sunt 301 termeni. 301 termeni sunt în toată suma pe care ai construit totul. Plus. Da? Dar nu prea de la 401 până la 1601 sunt 300 de termeni. Da, 301 termeni. Toate. În timp ce am vorbit, nu te-am mai auzit. Imaginează-ți să le scrii pe toate. Da. Că da. Nu știi asta, trebuie să le scrii, că nu ai încotro. Vezi? Cât de important este că a fost adoptată scrierea asta. Plus puncte, puncte. Și acolo le-am scris pe toate. Prin câteva puncte scrise, se sumăzeresc toți termenii aceia. Și în final, suma asta cu cine ar fi egal? Asta care ai propus-o tu, ca valoare... Suma asta este egal
2002. Deci primul 401, primul plus ultimul 1600, așa trebuie să spunem, 1601. Okay. În paranteză, totul de mulți cu numărul de termene care este 301. Și totul de împărțit la 2. Și egal cu? 2002. Sau 2002, în fine. Deci 2002 ori 301, totul supra 2, care este egal cu... Tu cât crezi că o să dea? Eu cred că o să dea 301.000. Ok. Și vedem! Peste 301.000. O să vedem. Împărțim prin 2 pe unul din ei și întotdeauna unul din ei se împarte exact. Asta e marea